Să știți că războiul din Ucraina a scos Moldova din anonimat. Cum ne îndepărtăm de centru, lucrurile se schimbă și... Mulțumim frumos! Iar Moscova face tot ce poate pentru a crea o criză energetică fără precedent în Moldova. Are teritorii ocupate de separatiștii proruși. Este cu mult peste cazările pe care le-am avut în Italia. Într-adevăr, nici eu nu mă așteptam la asta și eu sunt surprins. Vă vine să credeți sau nu, am ajuns la plajă, dar nu oriunde, în centrul Chișinăului. Salutare, prieteni, și bine ați revenit! Am ajuns în următoarea destinație. Sunt pentru prima dată în Republica Moldova. Mi-am dorit dintotdeauna să vizitez țara vecină. Pe lângă asta, am vrut să văd cum arată cea mai săracă țară din Europa, pentru că toată lumea spune că aceasta este cea mai săracă țară, cu toate că statisticile din 2023 arată că nu este așa. Moldova este peste Kosovo, aici deschid o paranteză și vă spun că nu are rost să luăm în considerare Ucraina pentru acest clasament. Kosovo este recunoscut ca stat suveran de către 97 de state membre ONU, așa că trebuie luat în considerare, cu toate că România nu le recunoaște independența, dar despre asta o să discutăm într-un alt clip, poate că în viitorul apropiat o să ajungem și acolo. Am găsit aceste trepte care arată impresionant în apropierea hotelului, motiv pentru care am decis să încep acest clip aici. Pe lângă asta am văzut că acest proiect este finanțat de sectorul 1 al municipiului București. Acum avem de urcat foarte mult, sunt foarte, foarte multe trepte. În față văd că avem un lac foarte mare. O să venim mai spre sfârșitul clipului pentru a vizita și lacul, pare destul de interesant. În acest clip o să facem o plimbare prin centrul capitalei și vă prezentăm prima noastră impresie. Sperăm să nu vină ploaia, pentru că acum este puțin înnorat, cu toate că m-am uitat mai devreme pe meteo și ne-a arătat că o să fie soare. Văd foarte multe astfel de clădiri, foarte multe clădiri restructurate. Chișinău este și cel mai mare oraș al țării. Aici, în momentul de față, trăiesc puțin peste 636.000 de persoane. Orașul datează din anul 1420. Mare parte a fost distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, dar și de un cutremur produs în 1940, fiind reconstruit de sovietici. Sunt multe ambasade pe această stradă. Nu este și cazul de față. Aici avem o clădire abandonată. Să știți că războiul din Ucraina a scos Moldova din anonimat, pentru că una dintre cele mai sărace țări din Europa primește acum ajutor și atenția Occidentului. La mai bine de 30 de ani de când și-a câștigat independența față de URSS, Republica Moldova este cunoscută în vest mai mult ca o sursă exotică de vinuri ieftine și poate ca una dintre cele mai sărace țări din vecinătatea UE. Acest lucru s-a schimbat pentru că 35 de state, inclusiv din UE, dar și SUA, Canada și Japonia, plus 15 instituții financiare s-au angajat să asigure Moldovei un ajutor de 100 de milioane de euro. O mare parte din acești bani au ajuns direct în gospodăriile moldovenești prin diverse ajutoare, cum ar fi ajutorul pentru energia electrică. Priviți cât de frumos și interesant arată această căsuță, căsuță între ghilimele. Această zonă este curată, bine, nu luăm în considerare frunzele, dar văd foarte puține blocuri, foarte multe case, foarte multe restaurante, pub-uri, foarte puține clădiri înalte. Pe aici, pe acolo, câte un bloc. Dacă nu am vedea scris prin unele locuri în rusă sau nu am auzit limba rusă din când în când, nu am spune că am plecat din România. Aici avem Teatrul Național Mihai Eminescu. Până acum pare un oraș în plină dezvoltare, un oraș care, din câte îmi dau seama, vrea să intre în Uniunea Europeană cu orice preț. Acolo cred că avem primăria. Moldova este într-o poziție extrem de vulnerabilă, atât geopolitic cât și economic. Piste de biciclete aproape peste tot pe străzile principale. Am găsit și poșta, foarte multe magazine, unele chiar scumpe. Cine spunea că nu găsim și clădiri moderne în acest oraș? Am și o doamnă care vinde cărți. Am ajuns pe Alea Celebrităților. Suntem în fața Teatrului Național. Cea mai mare graniță o are cu Ucraina, are trupe ruse pe teritoriul său, are teritorii ocupate de separatiștii proruși, este dependentă de gazul
rusesc și de electricitatea din Ucraina și o termocentrală controlată de una din administrațiile separatiste, cea de la Tiraspol, care și ea depinde în totalitate de combustibilul din Rusia. Pe lângă asta, Ucraina nu mai poate exporta nici ea atât de multă energie electrică pentru că rețeaua i-a fost bombardată de armata rusă, iar Moscova face tot ce poate pentru a crea o criză energetică fără precedent în Moldova ca răspuns a orientării spre Occident a guvernului de la Chișinău. Haideți că trec și norii, o să apară soarele. Aici avem Procuratura Generală. Sunt multe clădiri ca și aceasta care mai păstrează urmele comunismului. Avem acolo în depărtare Seceara și Ciocanul. Arată foarte frumos această clădire. Și această clădire. Ne aflăm pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Bulevard care este foarte bine pus la punct. Trotuarul lat atât pe o parte cât și pe cealaltă. Piste pentru biciclete, pentru trotinetele electrice. Vedem din când în când și clădiri vechi. Și avem foarte multe centre unde se vinde aur și argint, aur și bijuterii, mai bine zis. Da, centrul arată foarte frumos, zonele turistice arată foarte frumos, spre deosebire de alte țări care sunt deja în Uniunea Europeană, țări pe care le-am vizitat și nu se prezentau atât de bine la prima vedere. Cred că acolo vă puteți caza la Hilton ceva mai ieftin, pe buget. Dacă vreți cazări pe buget la Hilton, aici este locul. Ne aflăm în fața guvernului, Guvernul Republicii Moldova. Din câte înțeleg, aici o să fie amplasat un monument în memoria victimelor ocupației sovietice și a regimului totalitar comunist. Avem și steagul Uniunii Europene peste tot în oraș. Cred că îl întâlnim în toată țara. O să vedem pe parcurs. A venit toamna, a privit cât de frumos se văd frunzele, cât de frumoasă este culoarea frunzelor. O doamnă face TikTok. În imediata apropiere a Parlamentului l-am găsit și pe domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare. A domnit între 1457 și 1504, renumit pentru abilitățile sale militare și pentru apărarea Moldovei împotriva invaziilor otomane. Tot el a fost și un susținător al creștinismului ortodox și a construit numeroase biserici și mănăstiri. Foarte multe dintre acestea există și astăzi. Nu cred că este nevoie să vin cu mai multe informații despre Ștefan cel Mare, cred că toată lumea îl cunoaște, ar fi trist să nu fie așa. El a fost domnitorul Moldovei, cunoscut și sub numele de Ștefan cel Mare și Sfânt. Cred că este al doilea sau al treilea parc pe care îl văd în această zonă. Ne aflăm în centrul orașului. Toate aceste parcuri sunt îngrijite și arată foarte bine. Priviți cât de frumos arată această fântână arteziană, păcat că nu avem apă. Ne aflăm în parcul central, în parcul Ștefan cel Mare. L-am găsit și pe Adrian Păunescu, Grigore Vieru, foarte multe personalități din România în acest parc. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim frumos! Mulțumim, o zi bună! O senzație foarte plăcută, foarte multe persoane ne recunosc, ne opresc pe stradă și ne salută, ne felicită pentru ceea ce facem. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Pentru noi este un lucru extraordinar. Această zonă arată foarte, foarte bine, nu exagerez, curățenie, dar din câte am văzut, nu toată Moldova arată așa, nu toată capitala arată așa. Am venit cu mașina din România, așa că pe traseu am văzut foarte multe lucruri, mai mult sau mai puțin interesante. Străzile nu arată tocmai bine, din păcate, dar lăsăm aceste lucruri pentru un alt clip. Astăzi o să vă prezentăm centrul, pentru că suntem cazați în centru. Ca de obicei, atunci când facem un clip cu prima impresie, o să venim și cu câteva informații. Și aici avem foarte multe piste pentru bicicliști, proaspăt făcute. Iar dacă nu v-ați abonat până acum la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și ne ajută foarte, foarte mult. Pe lângă asta, o să vină câteva clipuri interesante de aici, din Republica Moldova. Unele dintre ele poate o să deranjeze, nu știu, vom vedea.
Haideți să discutăm pe scurt și despre istoria acestei țări, pentru că această parte a Europei a fost locuită de-a lungul timpului de diverse popoare, între care getodaci, români, bizantini, slavi și turci. O bornă importantă în istoria acestei țări a fost crearea Principatului Moldovei. Moldova a fost un stat feudal întemeiat în anul 1359 de către voievodul Bogdan I, teritoriu care se situa între Munții Carpați, râul Nistru, Dunăre și Marea Neagră. De-a lungul istoriei, teritoriul Moldovei a reprezentat o punte de legătură de la hotarul de est al Europei către cel de vest și Balcani. În 1812, partea Moldovei situată între râurile Prut și Nistru devenea pentru următorii 106 ani provincie rusească, iar după războiul ruso-turc din același an, populației creștine de origine turcă din Dobrogea românească și cele din Zaporojie, nu știu dacă am pronunțat bine, regiune din Ucraina, li s-a propus să se stabilească în Basarabia. De aceea, în prezent, în sudul Moldovei, în stepa Buceacului, există regiunea autonomă Găgăuzia. Cu siguranță o să ajungem și acolo în această incursiune, așa că dacă încă nu ați apăsat clopoțelul cu notificări de la YouTube, vă rog să o faceți, pentru că în acest fel YouTube-ul vă anunță de fiecare dată când postăm un clip nou. După mai multe secole de dominație otomană și țaristă, Moldova și-a câștigat independența în 1918. În acel an, sfatul țării autoritare supreme a statului basarabean decide să se unească cu regatul României. Dar în anul 1940, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, Moldova avea să fie anexată la Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În acest fel, actuala țară vecină a devenit Republică Sovietică, statut pe care l-a avut timp de 46 de ani până în 1991, când și-a declarat independența. Priviți cât de frumoasă este această zonă din parc. Aici, în teorie, avem câteva cascade, dar apa este întreruptă. În partea opusă avem un lac, o să ajungem imediat și acolo. Mare păcat că nu avem apă. Imaginele ar fi fost cu totul și cu totul spectaculoase. Asta este, ne mulțumim cu ce avem. Curat, îngrijit, ceea ce îmi place. Dacă sunteți mai vechi pe canal, știți că eu sunt foarte critic cu locurile mizerabile, cu locurile murdare. Aici nu este cazul. Foarte multe persoane care lucrează. Apa nu este cea mai curată. De fapt, aici pe margine nu este deloc curată. Aici avem un cățel, două statui din bronz. Avem și popcorn, ce-i drept miroase foarte frumos. Bată pe băți. După perioada interberică, teritoriul Moldovei cuprinde și Transnistria, care după conflictul armat din 1992 s-a autoproclamat stat independent. Autoritățile Moldovei pierzând practic controlul asupra acestei regiuni din est. În procesul de dezmembrare a Uniunii Sovietice, Republica Moldova și-a declarat independența pe 27 august 1991, iar 3 ani mai târziu, pe 29 iulie 1994, a fost adoptată prima constituție a acestei țări. Îmi plac foarte mult aceste parcuri care au și lacuri. Poate și pentru că pe mine apa mă relaxează. Acesta este cu adevărat un peisaj de toamnă. Toate că toamna nu este unul dintre anotimpurile mele preferate, dar aceste peisaje trebuie să recunosc că îmi plac. Cum ți se pare orașul până acum? Îmi place foarte mult, sunt surprinsă plăcut de tot ce văd. E superb. Într-adevăr, nici eu nu mă așteptam la asta și eu sunt surprins într-un mod plăcut de ceea ce am văzut până acum, dar trebuie să fim corecți, ne aflăm în centrul capitalei, într-o zonă curată, într-o zonă dezvoltată. Sunt sigur că nu toată capitala țării este așa, că nu toată Republica Moldova este așa, dar aceste lucruri rămâne să le descoperim pe parcurs. Teritoriul acestei țări se întinde pe o suprafață de puțin peste 33.000 de kilometri pătrați, ceea ce o
situează pe locul 33 în Europa. Este peste Armenia, Belgia, Albania, însă ceva mai mică decât Elveția și țările de jos. Iar din punctul de vedere al populației, Moldova este pe locul 29 în Europa, cu o populație de puțin peste 3,4 milioane de locuitori. Îmi place foarte mult acest peisaj, va trebui să plecăm de aici pentru că pierdem timpul, timp prețios din explorat. Apropo de lacuri și apă, Republica Moldova nu are ieșire directă la mare, totuși are ieșire la Dunăre pe o fâșie lungă de 430 de metri. Asta în extremitatea sudică, prin intermediul căreia are acces către Marea Neagră, în portul Giurgiulești. Nu știu dacă se aud și pe cameră, pentru că încerc să evit, dar se aud ambulanțele în prostie, cred că din 5 în 5 minute, din 10 în 10 minute, ceva de genul. Nu știu câți dintre voi știți, dar se presupune că Moldova ar fi fost locuită cu până la 1,2 milioane de ani în urmă. Chiar sunt curios, știați despre acest lucru? Vă rog să lăsați mai jos în comentarii părerile voastre. În 2010 au fost dezgropate unelte din silex, despre care se crede că au o vechime cuprinsă între 800.000 și 1,2 milioane de ani. Vă vine să credeți sau nu, am ajuns la plajă, dar nu oriunde, în centrul Chișinăului. Așa arată curtea de conturi, o altă clădire foarte frumoasă. Până acum îmi place, să nu uităm că ne aflăm în una dintre cele mai mici țări din Europa de Est. Cu toate acestea, aici avem două regiuni autonome, Transnistria și Găgăuzia. Pe lângă asta, în această țară nu există nici măcar un kilometru de autostradă. Cu toate că, din câte am înțeles, până în anul 2024-2025 ar trebui ca moldovenii să circule și pe o autostradă, dar rămâne de văzut. Avem și câteva blocuri comuniste, dar în centru sunt foarte puține. În clipurile viitoare o să explorăm mai pe larg orașul. Cred că acolo în față avem un centru comercial. Nu o să intrăm astăzi în astfel de locuri. În unul din clipurile viitoare o să vedem și care sunt prețurile, care sunt salariile în această țară, care este costul vieții în Moldova, pentru că, din câte am văzut până acum, prețurile nu sunt atât de mici. Este ciudat să te afli în una dintre cele mai sărace țări din Europa și prețurile să nu fie atât de mici, cum m-aș fi așteptat eu. Cred că este mai bine să lăsăm acest subiect pentru un clip separat, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus aici. Spre exemplu, văd foarte multe mașini scumpe, Porsche văd peste tot. Cum ne îndepărtăm de centru, lucrurile se schimbă și nu în bine. O să vă arătăm și cazarea, nu știu dacă în acest clip sau în celălalt, pentru că apartamentul arată extraordinar, plătim 35 de euro pe noapte și este cu mult peste cazările pe care le-am avut în Italia, raportat calitate-preț. Cu toate acestea, în această țară ajung foarte, foarte puțin turiști, undeva la 11.000 pe an. Mie 11.000 de persoane mi se pare foarte puțin. Dacă ați văzut clipurile trecute, știți că venim din Malta, o țară cu puțin peste 500.000 de locuitori, iar acolo ajungeau anual peste 1.000.000 de turiști. Diferența mi se pare de la cer la pământ. Am ajuns prin spatele blocurilor. Aici trotuarele au nevoie de puțină atenție. Este curățenie și aici. Această problemă o întâlnim și în România. Problema locurilor de parcare. Mașinile parcate pe trotuar, nu ai pe unde să mergi prin anumite zone. Nu peste tot, dar în acest clip m-am depărtat foarte puțin de centrul orașului. Știm cu toții că în această parte a Europei se consumă foarte mult alcool. Am găsit câteva date foarte interesante publicate de Organizația Mondială a Sănătății, care arată că un cetățean moldovean consumă în medie 16,8 litri de băuturi alcoolice. Să știți că în acea parte este bulevardul care arată perfect, bulevardul pe care am filmat ceva mai devreme. Pe vremea când făcea parte din Uniunea Sovietică, Moldova era cea mai dens populată republică. Acum lucrurile s-au schimbat pentru că, din păcate, și această țară rămâne fără tineri. Sunt statistici care arată că din 2007 numărul studenților din universitățile din Moldova a scăzut de la 128.000 la puțin peste 50.000. Și aici sunt discrepanțe foarte mari între zona bogată și zona săracă. Creșterea viței de vie și producerea vinului în Moldova datează de aproape 5.000 de ani. Cea mai mare cramă din Europa se află în Cricova, are 80 de kilometri pătrați și găzduiește 40 de milioane de litri de vin.
Este foarte, foarte mare, ce-i drept. Poate că într-o zi vom merge și noi să-i facem o vizită, cine știe. Cum vă spuneam, nu sunt locuri de parcare, oamenii sunt nevoiți să se urce practic pe această specie de trotuar. Bine, trebuie să ai mașina înaltă, altfel nu se poate. Cum vine seara în acest oraș, apare și traficul. Traficul este infernal aici în centru. Din păcate, Republica Moldova rămâne una dintre cele mai sărace țări din Europa, iar gradul de urbanizare este mai aproape de statele din Africa de Vest decât de țările europene dezvoltate. Acest lucru se arată într-un clasament al Organizației Națiunilor Unite, al ONU. Gradul de urbanizare al Moldovei este puțin peste 42%. Străzile sunt blocate pur și simplu. Mai este și Podgoria de la Milești Mici, care are un complex de galerii cu o lungime de aproape 250 km. Tot acolo există și cea mai mare colecție de vinuri din lume, cu peste 1,5 milioane de sticle. Republica Moldova este al 20-lea producător de vinuri din lume și al 14-lea cel mai mare exportator. Am putea discuta la infinit despre aceste lucruri, dar cam atât pentru astăzi. Mai lăsăm și pentru data viitoare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!